Marți, în jurul orei 15:30, a avut loc un accident rutier pe raza localității Secuienii Noi, din care a rezultat rănirea a 4 tineri, cu vârste cuprinse între 17 și 20 de ani. Din primele cercetări, se pare că în timp ce un tânăr de 20 de ani din comuna Oniceni conducea un autoturism pe DN2, la o intersecție ar fi efectuat un viraj la stânga fără a acorda prioritate de trecere autoturismului care circula din sens invers și cu care a intrat în coliziune. Ambele autoturisme au fost proiectate într-o auto utilitară staționată pe marginea părții carosabile. Victimele au fost preluate de medici și transportate la spital pentru investigații amănunțite.